Președintele României, Klaus Iohannis, a participat la ceremonia organizată cu prilejul Zilei Eroilor la monumentul mormântului Ostașului Necunoscut din Parcul Carol I. Doamnelor și domnilor, vă adresăm rugămintea de a păstra un moment de reculegere în memoria eroilor neamului. Vă mulțumim! Se intonează imnul național al României de către Muzica Brigăzii 30 Gardă Mihai Viteazul și Corul Centrului de Instruire pentru Muzici Militare. Deșteaptă-te! Oficiază serviciul religios de pomenire a eroilor neamului. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Adresăm invitația excelenței sale, domnul Klaus Werner Iohannis, președintele României, să rostească alocuțiunea cu prilejul comemorării eroilor neamului. Suntem astăzi împreună aici pentru a celebra Ziua Eroilor Noștri, odată cu sărbătoarea Înălțării Domnului, un moment cu profunde semnificații spirituale. Cu acest prilej aducem piosul nostru omagiu jertfei tuturor eroilor români care, de-a lungul veacurilor, și-au sacrificat viața pe câmpurile de luptă pentru pământul românesc, pentru apărarea țării și întregirea neamului, pentru libertate, dreptate și democrație. Prin devotamentul și jertfa lor neprețuită au fost apărate integritatea și libertatea țării și s-a afirmat demnitatea națională a României. Eroii neamului nostru au fost și continuă să fie adevărate simboluri ale abnegației, ale curajului și ale simțului datoriei.